ești după o cursă nebună prin București. Da. Apropo de, de ziua orașului București, că ăsta e scopul interviului. În septembrie se împlinesc 555 de ani de atestare documentară. Ce înseamnă pentru tine București? Bucureștiul înseamnă locul aventurilor mele din copilărie și din adolescență. Înseamnă Piața Victoriei, unde erau blocurile în construcție după Revoluție, unde noi ne jucam de-a hoții și de-a vardiștii noaptea, sfidând poliția și miliția. Înseamnă București, înseamnă Bordei, înseamnă zona aceea din Herăstrău, am zis că acum e Ștrand, unde noi făceam baie. În perioada aceea, prin 80 și ceva, noi încă nu auziserăm de bol de piele și făceam baie în Herăstrău, chiar dacă pe lângă noi pluteau tot felul de animale înecate. Așa, na, se mai întâmpla. Bucureștiul înseamnă foarte mult pentru mine. Înseamnă chiar și metrou, dacă stau să mă gândesc. Prin 90 și, între 91 și 93 am cântat la metrou, la Piața Romană. Și acolo chiar am scos foarte mulți bani, fiind de o condiție financiară medie, trebuia să muncesc ca să fac rost de bani. Și la ce mă pricepeam? La cântat, la povestit, la spus bancuri. Și lucrurile astea le făceam la metro, făceam un fel de stand-up comedy cu muzică la Piața Romană. Pentru tine Bucureștiul este un amestec de trăiri și de amintiri. Un amestec de trăiri, un tablou extrem de viu, colorat. Mi-aduc aminte de o zonă din Cismigiu, unde noi mergeam cu băieții și fetele cu chitările și cântam. O zonă, e un fel de, și acum e, un fel de stâncă cu trepte. Da. O stâncă cu trepte. O știu. Noi spuneam acelui loc mebele, adică mai bine lasă. Era un fel de vama veche pentru noi. Sau 2 mai, acolo eram noi în culmea extazului, mai fumam cu o țigară pe ascuns. Adică era un loc unde puteam să ne facem de cap. În Cismigiu. Am să profit de faptul că tu ești și actor. Și uite, dacă ne uităm, și decorul este și din Calea Bucureștiul Victoriei. De altă dată. Uite, o să-ți dau ție ăsta, așa. Măcar pentru întrebarea următoare. Okay. Eu o să am o umbrelă cu danteluță, așa cum aveau pe vremuri doamnele pe Calea Victoriei. Stimabilă, doamnă, domnule, spuneți. Da. Dacă ar fi să ne uităm la cum era atunci și cum este acum, ce ai alege? Bucureștiul de altă dată sau Bucureștiul de acum? Aș alege un pic mai jos pe această stradă, dacă nu mă înșel, era Capșa, nu? Exact, ce memorie am, exact. Da. Hotel Majestic, normal, și pe colț Capșa. Da, aici tu m-ai lovit într-o zonă profundă a sufletului meu. Aș fi vrut să trăiesc, să fi fost tânăr în acea perioadă, da. Și mai ales aș vrut să fiu tânăr în perioada interbelică. Din păcate, fiind artist și ancorat în cultură, prin meseria mea și prin harul pe care l-am de la Dumnezeu, respir cultură, mănânc cultură, îmi place să comunic, să învăț. Ziua de azi nu prea mai ai de unde mai înveți. Cu cine mai discuți? Înveți singur, citești singur, te autoeduci, pentru că societatea nu îți oferă foarte multe șanse de a trăi în spiritul artei, din păcate. Adică păcate. Arta este extrem de comercială, s-a transformat într-o fabrică de conserve, arta. Deci răspunsul este că aș fi vrut să fi trăit în acea perioadă, tânăr să fi fost în acea perioadă. Aș vrea să te... Și să fi prins discuțiile spumoase de la Capșa. Aș vrea să te rog să te refer puțin la zona copilăriei. Știu că ai făcut liceu Goethe. Nu, am făcut liceu german. German, da. Da, Hermann Oberth. Da. Așa. E școala Goethe, altceva. Da. Așa. Liceu german. Deci ai copilărit în zona Pieței Romane, asta e zona în care ți-ai petrecut anii de școală. Exact. Aș vrea să te refer puțin la perioada copilăriei și a adolescenței și să-mi spui care este cea mai frumoasă amintire sau cea mai frumoasă întâmplare
Și unde s-a petrecut? În ce loc din București? Cea mai frumoasă întâmplare? Păi am foarte multe. Nu știu, una. Sau două, câte vrei tu. Ceva ce nu poți să uiți. Da, știu că... Adică țin minte foarte multe aventuri. Generația noastră de graniță, adică între fosta perioadă Ceaușistă și actuala perioadă de așa zisă democrație și libertate. Prost înțeleasă. Prost înțeleasă și oricum nu suntem liberi. Așa, deci noi suntem oricum generația de graniță, cu un picior în trecut și cu un picior aici în prezent. Am știut să ne distrăm. Adică nu prea gustam noi discotecile. Noi mergeam în discoteci doar atunci când vream să cunoaștem o persoană de sex opus. Adică când vream să ne îndrăgostim. Hai să mergem la discotecă acolo, nu? Că asta e și scopul discotecii, scopul casei de cultură de pe vremuri când se strângeau flăcăii cu fetele să discute. Se strângeau și la Casa de Cultură Preoteasa și ca să nu mai zic de Casa de Cultură Preoteasa. Da, păi în Preoteasa mi-am petrecut. În Preoteasa mi-am petrecut foarte multă vreme. Da. Chiar acolo am repetat cu prima mea trupă, cu Parlamentul, și după aceea cu Spitalul de Urgență. Da, sunt foarte, foarte multe amintiri, nu știu, una care să-mi vină în minte. Poate primul loc unde ai filmat un clip, că vorbim și despre activitatea ta artistică. Primul concert l-am avut în Popanan, chiar lângă Facultatea de Teatru pe care am absolvit-o. La Time Out, acum cred că se numește altfel. Și cântam într-o cramă unde intrau practic 60 de persoane. Și știu că după vreo două săptămâni, asta prin 96-97, erau cam vreo 200 de oameni, deci stăteau, intrau 60-70 înăuntru pe scaune și stăteau afară, pe stradă, să ne asculte cântând. Era, bine, cântam într-o formulă, un fel de Spitalul de Urgență, atunci o formulă foarte veche a Spitalului de Urgență. Și primul clip? Primul clip l-am filmat în București, pe ștrandul, la ștrand l-am filmat, cred, în zona ștrandul Ciurel. Ciurel, acolo, da, cu, în Crângaș. În Crângaș, un meduș și o meduză, da, era piesă de mare, am filmat în Crângaș, da, la ștrand. Apropo de Spitalul de Urgență. Dar asta vreau să zic, amintirile cele mai fierbinți le-am din acea zonă 96-97, unde erau niște petreceri extraordinare, unde venea poliția în fiecare zi cu amenzi, dar patronii nu erau, adică nu se lăsau, nu se lăsau intimidați. Plăteau amenda. Deci erau lume până pe stradă. Deci troleibuzul de-abia reușea să treacă printre oameni pentru că stăteau efectiv pe trotuar ca să ne asculte. Asta e una dintre amintirile mele cele mai frumoase. Perioada asta de spectacole din Popanan. Am să mă refer acum la locuri, la clădiri, la... să nu-mi spui că vreau să știu care este locul sau clădirea ta preferată sau pe care o admir foarte mult din București și te rog din suflet și să nu-mi spui că e Spitalul de Urgență. Da, nu Spitalul de Urgență, clădirea preferată. Clădirea mea preferată era Leonida. Era un magazin, acum în locul magazinului Leonida, am înțeles că blocul Leonida se numea Leonida pentru că Leonida a fost un proprietar, da, interbelic. Și noi spuneam magazinului de la parter, pe timpul lui Ceaușescu, Leonida. Da, zona aia cu magazinul Leonida și cu actualul, pot să spun, McDonald's, acolo, în clădirea aceea unde e acest fast food, așa, era o cofetărie. Nu știu dacă se numea Casata. Casata se numea și, de fapt, cofetăria aia de pe vremuri a dispărut la cutremurul din 77, dar s-a reconstruit blocul. Dar vorbim despre același lucru. Exact. Colț cu Leonida. Colț, unde e fast food-ul ăsta, da. Noi zona aia o agream noi puștii, pentru că fiind rocker, ascultând foarte mult rock, nu erau manele pe atunci, ca să ne corupă. Din fericire. Din fericire.
Noi ne strângeam, noi spuneam acelui loc la casa ta, la, uh-huh. la grădiniță. Și ne strângeam, aveam nume de cod, calul Venom, calul Judas Priest, calul Iron Maiden, Monstrulețul, Micuțul, ACDC-ul și așa mai departe. Acolo puteam să mai fumăm o țigară, cu toate că eu nu sunt fumător, dar atunci erau ca, în adolescență încerci. Toți mai încercau, da, să vadă, măcar din curiozitate. Din curiozitate. Bine, acum sunt mai multe vicii, din păcate. Atunci era băutura și cu țigara. Și noi încercam să consumăm câte puțin în fiecare. O țigară și o bere. Cam asta era plăcerea noastră la grădiniță. Deci acolo cam aia era zona noastră favorită și de clădire Leonida, pentru că acolo era alimentarea. Prin natura meseriei tale ai umblat prin toată țara, ai văzut foarte, cred că toate orașele, dar cu siguranță ai văzut și orașe din afara țării. Te-aș ruga să-mi spui care oraș de la noi sau de afară te-a impresionat prin ceva anume, în mod deosebit, și ce ai vrea să vezi și în București? Orașul meu de suflet este Sibiu, de care sunt foarte apropiat și pe care îl respect și îl iubesc foarte tare, împreună cu Bucureștiul. Iar din afara țării, foarte mult mi-a plăcut Praga. Îmi plac orașele care își păstrează... Ce ai aduce în București de acolo? Își păstrează istoria. Pe stradă, știi? Adică să văd clădiri vechi de acum 100-150 de ani. Și care sunt bine întreținute. Și care sunt foarte bine întreținute, da. Pentru că lumea încet, încet o să se retragă din zona asta a betonului, a sticlei, a termopanului. Hai să vezi că lumea o să se retragă tot către zona clasică. Spune-mi, în care loc din, sau în care parc din București, nu neapărat loc de joacă, îți duci copiii? Păi, unde se simt bine? În Parcul Noriel, aici fostul parc Nicolae Iorga, uh-huh. în Parcul Chiselef. Uh-huh. Și cam astea sunt cele două. În Herăstrău. Deci tot în zonele unde te simțeai și tu bine când erai copil. Mi se pare normal. Dacă ai putea să, nu știu, să schimbi ceva în București, din orice punct de vedere, ce ai schimba? Să știi că Bucureștiul... Arhitectonică, da, Bucureștiul săracul nu are nicio vină că se degradează de la o perioadă la alta de timp. Eu aș investit în oameni, aș investit în educație. Educând oamenii, oamenii care sunt factori de decizie sus și cei care ne conduc, nu-și mai pun ștampila pe o clădire din, toată din sticlă, construită lângă o catedrală, știi? Da, știu. Sau lângă niște blocuri vechi de la 1950. Da. Sunt foarte multe exemple. Adică aș investi în oameni, în societăți civile, în dezvoltarea societății numite București. Că fiecare oraș ar trebui să fie o societate civilă. Din păcate, o comunitate. Civilă. Dar eu zic societate civilă, comunitate e un pic cam mult, din păcate. Da. Ar fi trebuit să fim o comunitate. Dacă am fi acum o comunitate, probabil că în 10 ani de zile Bucureștiul s-ar fi vindecat din multe puncte de vedere. De aia zic că trebuie investit, aș investi în oameni să se schimbe. Ce ar trebui să admire un străin care vine? Un străin, mă refer la o persoană dintr-o altă țară. Să admire în București dacă vine în excursie, să zicem. Păi, din păcate mai sunt puține clădiri, monumente istorice, patrimoniu de stat, restaurate, centru vechi, mult lăudat ar fi, singurul loc de promenadă și de... Nu știu, e un pic cam dificil să dau un răspuns, pentru că dacă stau să mă gândesc, foarte bună întrebarea, Bucureștiul nu prea mai are puncte de atracție turistică.
Nu, unde? Unde să-i duci? În centru vechi, în București, în altă parte. Centru vechi, care, din păcate, așa cum spuneai, în Sibiu la, și în Praga, clădirile vechi sunt bine întreținute. Sunt bine întreținute. În centru vechi nu sunt. Nu sunt și plus că e și altă civilizație la, la Sibiu. Bănuiesc că ai fost în Piața am Mică, fost, în Piața am fost, sigur, Mare, adică... Podul Minciunilor. Pe Podul Minciunilor, da. De aia zic, omul sfințește locul. Da, din păcate Bucureștiul nu prea are puncte turistice. Sigur. Are, dar nu și le-a exploatat nu în timp și ele, da, ele sunt ascunse acum ochiului turistului. Din păcate. Și încercăm să le modernizăm și să le luăm din originalitate prin modernizarea asta pe care o facem în sticlă și cornier. Asta odată și în afară de asta sunt foarte multe acțiuni culturale care se fac doar de dragul acțiunilor. Adică, în general, cam toate aceste acțiuni care sunt menite să ridice un oraș prin cultură, prin promovare, prin publicitate, adică turiști și așa mai departe, acțiunile astea sunt create doar pentru profit. Știi? Da. Și atunci când banul guvernează și vrei cu orice preț să scoți bani și fiecare acțiune înseamnă de fapt obținerea unei sume de bani, efectul este la scontat. Adică ai scos niște bani, dar nu ai pus o treaptă. Nu ai pus o cărămidă la ceea ce înseamnă Bucureștiul și ceea ce înseamnă o capitală a României până la urmă. Știi? Da. Adică trebuie investit cu cap în București, ca Bucureștiul să redevină micul Paris. Care e locul în care te simți cel mai bine din București? Sau care îți place cel mai mult? Dar am zis unde te simți cel mai bine, adică unde te-ai duce să te odihnești, unde te-ai duce să stai de vorbă cu cineva? Da. Sunt foarte legat de teatrele din București, pentru că de mic copil m-am învârtit printre actori. Uh-huh. Am avut șansa extraordinară să cunosc actori mari. Evident, doar ai făcut teatru. Am făcut teatru pentru că m-a ajutat hoinărarea asta mea prin lumea actorilor. Deci sunt legat de Teatru Bulandra și de Parcul Icoanei. Da, Grădina Icoanei. Grădina Icoanei, de zona aceea. Mm-hmm. Sunt foarte, foarte legat. Da. Acolo mă simt o energie foarte, foarte bună. Ți-am spus că profit de faptul că ești actor. Așa. Și că poți aborda niște roluri. Ba, hai de imaginează-ți că în momentul ăsta ești din nou copil. Ești acolo unde spuneai că îți plăcea foarte mult. În zona Herăstrăului, la Bordei. La plajă, sub o umbrelă, ce trăznaie mare ai făcut acolo? În primul rând, eu nu stăteam sub umbrelă. Căci nu era umbreluțe pe atunci la Bordei. Și dacă apăream cu o umbrelă, mă executau toți prietenii din gașcă. Deci nu cum să umbli cu o umbrelă în Bordei. Na. Nu, acolo totul era sălbatic. Deci umbrela nu era. Doi. Țin minte că am sărit prima oară în cap în apă. La Bordei, dintr-un copac. Deci, dintr-un copac, direct în apă. De ce țin minte această săritură, această trăznaie? Pentru că era să mor atunci, am leșinat, fiind lung, aveam vreo 16 ani, făceam basket, de atunci eram lung, m-am înfipt cu capul în nămol, și cu mâinile în nămol. Sărim pentru prima oară în cap, n-am reușit să mă redresez imediat, da, și nu era apa foarte adâncă și am rămas înfipt acolo și m-am scos prietenii după vreo 20 de secunde pentru că eu nu mai apăream. Timp în care eu încercam să ies. Îmi pierdusem așa un pic controlul și putea să se întâmple o nenorocire. Deci dar o trăznaie mare. O trăznaie mare, da. Așa ai ajuns la spitalul de urgență? N-am de ajuns. Acolo, n-am nu. Ajuns. Bun. N-am deci ajuns. Nu de acolo, de acolo se trage numele trupei. Nu, nu, nu. Dar țin minte și acum săritura asta care m-a marcat. Da, cred. Da, așa am învățat să not. Așa ai învățat să not, uite, vezi, ai avut și să ai trecut și prin pericole. De unde și expresia în noți ca toporul la fund. M-am înfipt direct pe fundul lacului, da. Ultima întrebare. Dacă ar fi să adreseze o urare de ziua orașului București. Ce ei spune orașului București? Ce ei ura? Um.
trezește-te, Bucureștiule. Încă mai ai timp, trezește-te. Bine zis.